ONG din Ungaria s-a implicat aici și a restaurat peste 138 de case secuiești. Aer cald, intra sus, nu ieși așa de repede afară și când intrai, ziceai bună ziua. Se spune că aici răsare soarele de două ori în fiecare dimineață. Da. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un vlog marca Hai Huin 2. Prin România, iată că astăzi călătoria noastră prin țară ne aduce în satul Râmetea din județul Alba, un sat unic, un exemplu pentru alte localități din România și o să vedeți exact despre ce este vorba. Noi suntem cazați acum în Vălișoara, o localitate situată la câteva minute de Râmetea și asta pentru că nu am mai găsit spațiu de cazare. Noi am venit în weekend aici din Cheia și atunci vă dați seama că a fost destul de greu, având în vedere că este o zonă turistică foarte, foarte accesată. Da, în ultima vreme Râmetea a câștigat foarte mulți turiști, am înțeles că 75% dintre cei ce vin aici sunt străini, majoritatea sunt unguri. Ne-am cazat în această cabană din spatele nostru, are 3 camere, o bucătărie, un spațiu de grătar și o terasă extrem de frumoasă, dar și o curte la fel de frumoasă. E o liniște desăvârșită aici, deși suntem destul de aproape de șosea. Nu este foarte circulată, așa pe timp de seară, să spunem că se mai aglomerează puțin, dar este un loc de poveste. 360 suntem înconjurați de peisaje extrem de frumoase și cred că asta este una dintre cărțile de vizită ale zonei Râmetea sau Rimetea, cum mi se mai spune. Faptul că stilul arhitectural este deosebit de frumos, foarte bine conservat, dar și peisajele sunt extraordinare. Plătim 230 de lei pe noapte. Ne place că avem intimitate, avem liniște, auziți și voi greierii, tot felul de păsări, avem o pisicuță aici. Da, e un mic colț de rai din punctul meu de vedere. Am ales să filmăm acest vlog după amiază pentru că astăzi a fost extrem de cald în zona aceasta Râmetea. A fost așa o zi toridă de vară, cu miros de praf, cu miros de fân, cu miros de flori, pentru că avem foarte multe flori în grădină. Și acum s-a mai răcorit pe seară, numai bine să ieșim și noi din bârloc să explorăm zona. Abia așteptăm să vedem cum arată străduțele acestui sat de poveste de aici din inima Transilvaniei. Și la nici 10 minute de cazarea noastră am impresia că am trecut granița. Nici de cum nu spui că te afli în România privind arhitectura acestor case, arhitectura secuiască, pentru că, da, Râmetea este un fost sat secuiesc. Vă spuneam la începutul vlogului că satul Râmetea este unic în România. Ei bine, motivul pentru care poate fi încadrat în această categorie e faptul că în anul 1999 Comisia Europeană a acordat un premiu Europa Nostra pentru conservarea patrimoniului cultural material. Și asta ca urmare a faptului că un ONG din Ungaria s-a implicat aici și a restaurat peste 138 de case secuiești. Peste 140 de proprietari au primit ajutor financiar din partea acestui ONG din Budapesta pentru a realiza lucrări de restaurare a caselor fără a altera elementele valoroase din punct de vedere arhitectonic și fără a schimba în vreun fel aspectul urbanistic al localității. Și asta pentru că în una dintre localitățile învecinate, în Colțești, foarte multe elemente tradiționale s-au pierdut și cumva Râmetea n-a vrut să urmeze această cale, să-i spunem. Satul acesta de poveste se află în depresiunea Trascăului, chiar la poalele munților Trascău, așadar avem foarte multe obiective, foarte multe trasee turistice de urmat, cel mai popular fiind traseul ce duce către Piatra Secuiului, peretele stâncos pe care sigur îl vedeți în momentul în care ajungeți în Râmetea, ce măsoară o înălțime de aproximativ 1129 de metri. Mă simt precum Alice în Țara Minunilor în acest sat, dar voiam să vă arăt un element foarte frumos, și anume această
insignă, această amprentă pe care fiecare casă de aici din Râmetea o are și reprezintă uneltele cu care gospodăria aceasta intervine în caz de incendiu. În urmă cu 150 de ani aici a avut loc un incendiu devastator și majoritatea clădirilor au ars. Și veți vedea că pe fiecare casă există această plăcuță unde sunt reprezentate obiectele cu care intervine fiecare gospodar în cazul în care se întâmplă așa ceva în sat. Doamne, ce frumos e! Hai să ne pierdem puțin pe străduțe. Partea bună e că, fiind luni, astăzi nu prea sunt turiști și acesta este unul dintre motivele pentru care noi am ales să filmăm vlogul astăzi. Pentru că în weekend a fost nebunie puțin spus. Străzile erau pline de oameni. Hai să dăm o tură de sat. Priviți ce imagine frumoasă e în dreapta noastră. Da, îmi place mult acest munte. Dar știi că se poate urca și există și o fostă cetate. Sunt rămășițele unei foste cetăți acolo sus. O să mergem mai târziu cu mașina, văd un drum Pe acolo, să vedem cât putem urca noi cu bolidul nostru. Da, cred că e foarte fain și se vede de sus Râmetea spectaculos. Am citit că sunt și unele morminte săpate în piatră și asta e o tradiție pe care sătenii o duc în continuare. Foarte, foarte interesant. Da, deci satul acesta chiar e un exemplu că se poate face turism, se poate reînvia din propria cenușă. Ne abatem puțin de la centrul satului pentru că vrem să descoperim și zonele mai limitrofe, să le spun așa. Da, dar vezi tu că nu toate casele sunt albe. De exemplu, cea din stânga noastră nu este restaurată și cred că doar proprietarii care au dorit să intre în acest program și au restaurat casele. Doamne, ce frumoasă e! Mi se pare cea mai frumoasă din sat, dacă mă întreb pe mine, cu cea mai frumoasă priveliște. Poarta, uite-te un pic de frumoasă e și priveliștea și gardul acesta din cărămidă. Doamne, ca o poveste, efectiv. Și micuță, așa, cochetă. Ce asta? Ah, e un izvor. Ce interesant. Ce credeai că se ascunde aici? Nu știu, un beci la poarta casei. Da, dar să știi că ei aveau pivnițele cumva în exteriorul casei, tocmai pentru a le ușura munca și a scoate produsele mai ușor în așa fel încât să meargă în satele sau în orașele limitrofe pentru a le vinde. Ah, și uite, Ion, aceasta este balta comună a satului, unde oamenii pe vremuri își adăpau animalele atunci când veneau cu ele de la câmp sau de la păscut. Cât de tare! Și încă este funcțională, vezi? Da, e activă. Un fel de piscină a satului pentru animăluțe. Da, îmi place mult, îmi place. Sper că auziți pietrele de sub tălpile noastre. E așa o experiență senzorială plăcută, olfactivă, vizuală. Jos pălăria pentru ceea ce au realizat aici. Satului Râmetea îi se mai spune și toroco, care reprezintă de fapt o tehnică manuală de a picta mobilierul. Casele acestea nu doar pe exterior sunt extrem de frumoase, ci și în interior și există un muzeu etnografic compus din 11.000 de piese adunate de la oamenii de aici din zonă. Sperăm să fie deschis, din câte știu eu, era închis pentru renovare, însă ne încercăm și noi norocul un pic mai târziu pentru că vrem să cunoaștem și lumea interioară, nu doar exteriorul. Iată că aici am găsit și o capelă. Ei sunt de religie unitariană. Există și o biserică fortificată. Dar scriviți, e și un mic magazin aici de suveniruri amenajat cu câteva cărți religioase. Aceasta este tehnica toroco. Sper că pronunț bine pentru că nu știu limba. Dar priviți cât de frumoase sunt. Sunt convinsă că reprezintă niște motive tradiționale secuiești și au o semnificație pentru oamenii din zona aceasta. 35 de lei acest obiect decorativ pictat. Aici cred că a fost o pivniță de mult, exact ce vă spuneam adineauri, transformată ulterior într-o capelă și, mă rog, magazin de suveniruri. Și am urcat cu mașina până pe acest platou pentru că nu putem înainta mai mult de atât. Aici se află traseul ce duce către piatra secuiului. E fain să vii dimineața aici pe răcoare și să ajungi în vârf, nu știu, undeva la 8. Cred că e ora cea mai bună. Se spune că aici răsare soarele de două ori în fiecare dimineață. Da,
Ăsta este locul. Și da, poate reușim să surprindem și noi acest eveniment. Răsăritul? Răsăritul, da. Păi cine se trezește la ora aia? Nu știu, facem un efort. Ai spus din start o minciună. Nu cred că face nimeni asta. Nu, nimeni din familia Haihui în doi. Tocmai, nu, nimeni nu. În general. Ia-ți gândul. Nu e așa de greu traseu, să știi. Abia ai început să urci. Da, față de Cheia, Ion. Suntem obișnuiți cu traseul Brădești-Cheia, care a fost destul de dificil. Aici mi se pare floare la ureche deocamdată. Stai așa, că e doar începutul. E greu să te cateri pe aceste pietre. Ce țară frumoasă avem, Ion. Da, e senzațional. Ce mă bucur că o descoperim. Locul acesta merită promovat și mai mult. Și sperăm să contribuim și noi, să convingem măcar 5 oameni să vină aici. Pentru că și pe noi ne-am convins alte persoane să ajungem aici. Wow, cât de frumos se vede cerul în contrast cu stâncile acestea. Și cu verdele vegetației. Ce frumos e. Dar uite, poți să urci cu mașina 4x4 sau cu ATV-ul, vezi? Cu 4x4, nu cu a noastră. Dar sincer e păcat să vii pe aici cu mașina. Da. Să faci zgomot, să poluezi. Mai bine vii la o plimbare așa cu bicicleta. Pe jos, cum facem noi. Wow. Spectacolul naturii și al oamenilor este la ei la casă aici în Râmetea. Poți să te dai și cu parapanta, cred, pe aceste stânci, din câte am citit. O minunăție, sincer, satul acesta. Contrastul acesta dintre alb, culoarea țiglei, verdele copacilor. Ceva de vis. Cred că acum e cea mai bună perioadă să vizitezi. Da. Sunt convinsă că și iarna e frumos și toamna. Era fain, știi, să ne fi luat puțină mâncare și să fi stat aici sus, să fi făcut așa un picnic romantic, să vedem, să avem Râmetea la picioare și bine, piața data viitoare îți dai seama că asta o să facem. Copacii aceștia, vezi că s-a așezat așa la distanțe egale, parcă unul față de celălalt. Dar nemaipomenit peisajul. Da, ce spuneai și mai devreme, ne întoarcem la mașină și mergem să mâncăm ceva pentru că suntem lihniți de foame. Am făcut destulă mișcare astăzi și asta o să fie bonusul nostru. Știm că mâncarea e gustoasă aici. Da, un gulaș ungureț, ce zici? Nu știu, dacă am mâncat recent gulaș, poate găsiți altceva în meniu. Aici în Râmetea am observat foarte multe panouri informative cu privire la activitățile ce pot fi desfășurate. Și avem așa, informații în limba română, în limba maghiară și în engleză. Piața Mică, cea prin care ne-am plimbat noi adineauri, Moara de Apă, unde ne aflăm noi acum, Piatra Secuiului, unde am fost adineauri și mai este Muzeul Etnografic, dacă nu mă înșel. Dar cam acestea sunt activitățile de top de aici din Râmetea. Și am găsit Moara de Apă, se află chiar la câteva minute din momentul în care am coborât noi de pe platoul pe care am urcat pentru a vedea Piatra Secuiului. La numărul 48 am bătut la ușă, am întrebat, ne lăsați și pe noi să filmăm pentru YouTube și domnii au fost foarte drăguți, cine au dat voie. Hai să vedem. Este cea mai veche moară de apă de aici din Râmetea, ce datează din anul 1752. Foarte, foarte interesant. Foarte chiar vechi. De mult mi-am dorit să văd așa ceva. Da. Aceasta este poarta de intrare și ajungem. Bună ziua! Bună! Dumneavoastră sunteți morarul? Acolo e moara, asta e roata de apă. Da. Da, mereți acolo. Este și păstre în curcube și aurim. Ce este cea mai veche moară din Râmetea? Da. Din 1750. Și numai singura. Singura. Începe mor, mai există niciun. Ce interesant. Mulțumim! Uite, peștii păstrăvi. Da. Sperăm că l-ați auzit pe domnul. În caz contrar, vă spun că din cele 7 mori câte au existat aici în Râmetea, doar aceasta a mai rămas, datorită faptului că proprietarul a ales să o conserve. Și e funcțională, nu? E funcțională, a făcut data ala de 17 ani. Și asta, roata dințată, asta am făcut în 2012. Ați restaurat cumva? Da, nu restaurat, că am făcut în nou. Aici scrie latinește, anus al anu, 1752. Divus nou, bris, ala, cred că în septembrie, a lui doamna Clara Toruțcui. Ala a fost o doamnă bogată și a avut 7 moși și a dat la oameni săraci și ei măcina. Acolo e federa, ala 20 de litri, 2 cupe de sămânță au luat, ala a fost plata. Aici e lema, grâu, porumbii și plugul.
Acolo sus goleam cucuruzul sau grâu sau pentru porc și este o piatră jos, ala la tvârtie, când vârtea, făcea făina. Curgea făina aici, lua morarul ăsta pentru sac și umplea sacul. La sac, ori numele a fost, cum e la mama, ori numărul de casă, se știe morarul că unde duce. Ce interesant. Da, da. O prins calul, o pus trei clopot la cal la gât, ce a fost măcina aducea în sat, ce a dat omenii din sat aducea. Asta fiecare zi, așa a fost. Dar până în ce an s-a măcinat astfel aici? Eu am măcinat până în 85. M-am măcinat încă 4 ani eu. Extraordinar. Da, după l-am făcut muzeul. Și asta e fierărie? Ala e fierărie, ala e horjă, da, făcea potcove, făcea multe și de ce trebuia la moare ceva sau potcoveau calul, multe lucruri. Da, asta nu știu cum a ajuns aici să fie la moare forjă. Și aici lampă de carbit pentru mine. A, dar sunt mine în zonă? Da, asta e la Rimetea, da, a fost mine de fier. A, de fier? Da. Dar mai există acum? Nu mai există. Foarte interesant și felicitări pentru că mulțumesc. Ați făcut acest lucru. Da, cum să nu? Conservați tradiția. Da. Deci, tradiția mai departe. Da, mie place. Că dacă nu plăcea, atunci nu făcea. Corect. Haideți o să puțin pe scări să vedem moara, cum arată de aici de sus. Aceasta acolo este piatra. Piatra, uh-huh. Piatra, da. Aici se bagă porumbul. Acolo baga porumbul, s-a griu, s-a pentru porci. Uh-huh. Felul am măcinat aici. Și acolo jos, Andreea, preia făina. Așa, da, eu o preiau așa, de aici, așa, nu? Da, așa. Și luați ăsta, nu? Ne-am reșit, din 1752. Ea a fost ușa așa micuță, că oameni mici au fost, că mineri au fost. Aer cald, intra sus, nu ieșea așa de repede afară și când intrai, ziceai bună ziua. Da. Bună ziua, bine v-am găsit. Da. Și asta scaun de coc, cum e femeile sau fata la părul. Ăsta e ciocul. Dacă femeia punea așa, era liniște în casă, dacă întorcea scaunul, atunci nu mai intra nimeni, că vedea că cum e scaunul și nu mai intra nimeni în casă, zice că viu mâine. Ah, așa a fost tradiția noastră la Rimetea. Da. Deci asta înseamnă că poate intra oaspetele? Da, acum da, că acum e cu ciocul, acum vorbește. Dacă întorcea scaunul ăla aici și ăsta punea dacă acolo... Dacă punem așa? Nu, nu. Cum? Nu, nu. Cum îl punem? Ăsta dacă îl lua de aici și punea în partea asta, atunci nu mai era. Ah. Așa e. Și aici e colțarul. Aici punea femeile Biblia și bărbații jinarsul. Adică... Palinca. Palinca, tăia. Da, da, ăsta prăjea cafea. Aici punea cafea, închidea, punea spirit sanitar, aprindea și prăjea cafea, așa. Și cât de veche e? Asta veche. De-ala zic că nu prea vedeți din asta. N-am mai văzut așa ceva. Da, și fierul de călcat și multe, multe locuri. Și asta ce e? Ala râșniță e cafea, a, de zahăr, de tăție. Și ăsta piepte de lână, ăsta de in. De câine, păi? De in. A, de in. Da, uh-huh. Da. Ala canapea care poți să ridici și să tragi, da? Și se depozitează lucruri. A putea să și pune ceva, da, acolo, da, sau nu mai trage și dormea. Da, și asta e masă, puiucul ascuns, așa. Trăgea așa și aici era puiucul. E un sertar. Punea, dar nu bani, punea că punea... A, deci nu puneau lucruri de valoare. Da, de valoare, da. Da. Și aceasta este tehnica... Asta e de Rimetea numai. De Rimetea. Și dumneavoastră, da, realizați astfel de asta piese. Asta nevastră mea pictează, da. Dumneavoastră le sculptați în lemn? Eu fac din lemn și nevastră mea pictează. Wow, ce frumos! Și cât ajunge un scaun ca acesta? Da, nu mai știu că cât e, că este când mai lucre mai mult, cât mai trebuie să faci și mâncare și tot. Și este un loc unic în România, nu mai găsim așa ceva nicăieri. Și portul nostru ați fost la muzeu. Astăzi n-ați putut să mereți, nu puteți să mereți că e luni. Dar portul e cel mai fain în lume la Rimetea. Și nu putem să vedem nicăieri. Acum nu, că e luni. Ah, și lunea e închis. Da, asta e lampă de petrol. Al bunicul meu a fost, acolo este solniță, ladă de
Dezestre, nu? Da, da, fata, totdeauna căpăta. Când se mărită fata. Da, și atunci ei ducea, punea acolo perine, papla, pune, nu știu ce. Da. Foarte frumos. Și astea toate sunt obiecte vechi? Da, e tot colecția asta. Ce frumos. Un mic muzeu aveți aici. Da, am vrut să facem, că să facem ceva pentru Rimetea, să mai uite, că mulți vine și întreabă că ce poate să vizitează. Ce poate să vizitează? Muzeu, poate să vizitează moară de apă, mai încă este un muzeu privat și muntele și după ala mai poate să mere la Coțești, la cetate, după la Turda, la mine și la acolo Salina, și la Salina, da, la Cheile Turzii și nu, este. Sunt foarte multe. Este și Rimetea e fain, că ați văzut și casele cum îi arată. Da, foarte și, frumos. Da. Alb și verde, geamurile și tot așa vrem să facem să fie bine. Așa, să vină turiștii la dumneavoastră. Da, vine și o grămadă. Dar vin străini aici? Vine o grămadă. Și acum am avut musafiri de la America. Din America? Oh. Da, e scris acolo la caiet. Ah, oh, ce frumos! Și din Egipt, și din toate locurile. Lumea. Da, toată lumea. Acum a fost cineva că a filmat, a fotografiat multe saturi de la București. Da. Au venit. Și unul o câștigat și o Rimetea și face un film. Oh. Noiembrie și decembrie aici stă 2 luni, vreo 200 de oameni. Cum să nu las? Că e o mare plăcere las, că și dumneavoastră să duceți și toți. Așa e. Facem cunoscută moara de apă de aici din Rimetea mai departe. Da, eu am fost la multe locuri și scria moara veche și când am intrat era restaurant. Ha. Și mora nicăieri. Aveți o pagină de Facebook? Eu nu am, numai nevasta mea are. Și cum o putem găsi? Încât dacă oamenii care vor să comande ceva, da, de dumneavoastră... Da, Bot Ilona. Europa Nostra de asta, da. Premiul, da, pe care l-a obținut Rimetea. Da, da, Rimetea, da, în 1999. Da, atunci, da. Da, și acolo e nemala, eu am sculptat-o. În piatră? Da, piatră, da. Felicitări, sunteți un artist foarte complex. Multe lucruri fac. Câți oameni locuiesc în Rimetea? Aproape 300. 300 doar? Da, este 500, zice, dar eu nu cred că este atâta, care e la Rimetea, care aici au născut. A, deci. Nu cred. Mai eu 500 zice, dar nu cred. Eu... Dar vin oameni din alte colțuri ale țării să se mute aici? Vine. Vin. Și eu îi cumpăr casele și vine de ele. Scumpe casele aici? E scumpe. Scumpe, nu? Scumpe. Cât ajunge? Nu mai știu. Că... Nu știți. Dar nu este casa acum de vânzare. Nu? Acum este o casă de vânzare, gata. S-a dus repede. La mai repede decât să anunțe că e de vândut. Și aici este atelierul. Asta e atelierul meu, da. Mai fac și cutie din alea micuțe, solnițe, draperie, scaune, ce comandă. Ce cere clientul, comandă clientul. Da, și sculpte și pentru trofee. Fac și de zid, de piatră și multe. A, și în piatră faceți sculpturi și dacă dorește lumea să comande de la dumneavoastră, faceți și livrări. Da, facem, cum să nu, că nevasta mea pictează multe și livrăm. Ah, perfect. Da. Afișăm pagina de Facebook acum pe ecran, în cazul în care doriți să comandați ceva de la domnii, puteți să o faceți cu mare încredere, totul este lucrat aici manual în gospodăria lor din Rimetea și vă felicităm pentru ceea mulțumesc, ce faceți. Mulțumesc tare frumos. Mulțumim că ne-ați primit. Da, cum să nu, că e mare plăcere. Gata, vizita noastră la moara de apă s-a încheiat. Mi-a plăcut foarte mult emoția proprietarului pentru că l-am luat prin surprindere și îmi place când oamenii sunt luați prin surprindere de către noi. Și da, a fost foarte frumos. Ne spunea că are oaspeți din toată lumea și deseori se întâmplă ca satul Rimetea să fie comparat cu Elveția și să fie denumit mica Elveție a României. Foarte frumos e. Suntem extrem de fericiți că am ajuns aici. Sperăm că v-a plăcut și vouă incursiunea în lumea atât de mult a satului Rimetea. Noi mergem să mâncăm!
Aceasta este biserica unitariană fortificată din Râmetea, construită în secolul al XVIII-lea. Turnul se pare că a fost finalizat în anul 1670, iar nava în anul 1796. Sunt și niște înscrisuri pe turla acestei biserici care atestă momentul în care s-au încheiat aceste lucrări. Este foarte frumos restaurată și este situată chiar în inima orașului, alături de Biserica Creștin-Ortodoxă. Și există un înscris în interiorul acestei biserici, lăsat de către compozitorul Béla Bartók în anul 1909, care sună în felul următor. Printre satele maghiare pe care le-am analizat până acum, acesta se află în cel mai frumos loc. Acum suntem în inima satului, aici sunt multe restaurante, magazine de suveniruri și chiar muzeul de etnografie. Sperăm să fie deschis, morarul ne-a spus că este închis, astăzi este luni, dar vedem poarta deschisă, nu? Da, de obicei lunea muzeele sunt închise în România și uitasem aspectul acesta. Hai să vedem, poate avem noroc astăzi totuși. Poate e doar poarta deschisă. Da. Uite ce frumoase sunt scările acestea din lemn. Da, și ce verde. Wow. Turbat. Da, să știi că albul și verdele sunt culorile satului Râmetea. Bine, plus culoarea țiglei, care iarăși e o particularitate a acestei zone. Ce imagine frumoasă de aici, de la etaj. Ia să vedem. Da, se vede foarte, foarte frumos. E interesant faptul că e închis muzeul, dar noi ne putem plimba prin el liniștiți. Ce părere ai? E o părere foarte bună. Mă bucur că am putut urca aici, pentru că văzusem imaginea asta deseori pe rețelele sociale. Da. O imagine nu e completă a satului Râmetea, dar e complexă. Foarte frumoasă. Ce veche cred că este această sobă. E frumos e lucrată, uitați-vă și voi. Da, avem noroc și vedem și noi un exponat lăsat aici, la soare. Deși muzeul este închis, putem admira aici niște pietre sculptate, niște porți din lemn sculptate, foarte frumoase. Și haideți să vedem cât costă un bilet de intrare. 5 lei pentru copii, elevi studenți și 10 lei pentru adulți. Foarte frumoasă imaginea, păcat că nu putem explora mai mult de atât. Foarte multe panouri informative, de aici aflăm faptul că prima atestare documentară a satului datează din anul 1257, când reprezenta o adunare importantă pentru minerit și prelucrarea fierului. Aceasta este Biserica Ortodoxă, e o liniște deplină, mă sperie așa puțin sincer, pentru că fiind un loc atât de turistic, mă așteptam să fie plin astăzi. Mă așteptam să fie foarte multă lume, dar da, e un loc cu totul și cu totul special. Am luat-o pe cărare. Mergem să mâncăm, pentru că în goana aceasta, după filmare, ni s-a făcut foame. Și vrem să mâncăm ceva tradițional. O să mergem la același restaurant la care am mâncat și acum o zi, pentru că ni s-a părut raportul calitate-preț extraordinar de bun, conacul fiind închis pentru un eveniment privat ieri, nu ne mai încercăm norocul și astăzi. Ce vedere frumoasă avem de la restaurant! Azi avem noroc! Da! Și am găsit o masă liberă. Data trecută am stat la coadă. Dar am stat ceva. Până la urmă. Noi atunci ne-am supărat, știi, că nu găsim restaurante deschise, că s-a terminat mâncarea, dar e un sat și atunci... Da. Opțiunile sunt destul de limitate. Și uite-te puțin ce frumoasă e curtea asta. Da, trandafirii sau mușcatele. Mușcate. Mușcate, da. Ce frumos arată. A venit mâncarea, uitați cum arată porția mea. Eu mi-am luat brânză cu smântână și slană. Și ceapă. Nu vedem ceapa, mă scuzați. Și Andreea și-a luat ciorbă de perișoare. Arată bine. Hai să vedem ce gust are. Ultima oară am mâncat aici gula și mi-am luat eu o mămăligă cu brânză și smântână. Și am să încercăm ceva nou totuși astăzi. Simt că am gălăgie, suntem în stradă, dar să treacă mașina. Da, n-am că Râmetea este un sat liniștit. Este până într-un punct.
Corect. Da, e foarte bună ciorba, îmi place. Iar aici avem un sirop de vișine și aici un Pepsi pentru Pepsi Ion. Sfânt. Ne vedem cu nota de plată. Gata, a venit și nota de plată. Pentru această masă am plătit 44 de lei. Un preț bun, mi se pare. Foarte mic, da, incredibil. N-am mai plătit de foarte mult timp atât de puțin pe masă. Ușor, ușor ne îndreptăm către cazare. Vrem să vă mai arătăm o dată casele acestea de poveste din Râmetea. O să-mi rămână imaginea lor pe retină mult timp de acum înainte, pentru că da, e unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Sperăm că v-a plăcut scurta noastră plimbare prin Râmetea. A fost așa, o plimbare de după amiază. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Da, sunt foarte cochete casele și oamenii de aici chiar sunt o lecție pentru toată țara, cred. Au reușit să conserve tradițiile, să le păstreze și să le promoveze în scop turistic și pentru asta îi felicităm. Și uite, e o carte de vizită pentru această zonă până la urmă, exact. Și se câștigă niște bani. Exact! Aproape fiecare casă are o pensiune. Am citit că sunt undeva peste 60 de pensiuni în zona aceasta și e mare lucru având în vedere că sunt atât de puțini locuitori. Noi nu am găsit cazare în weekend aici. Toate spațiile erau închiriate. Da, așadar, cred că satele românești ar trebui să învețe de la Râmetea. Sigur că au avut sprijin de la... Bine. Vecinii din Ungaria. Au avut sprijin pentru că s-a și vrut până corect, la urmă. Corect, degeaba ai sprijin dacă nu vrei să faci ceva. Așa este, da. Ne-a plăcut mult. Acum e liniște la restaurant, n-a fost liniște, de aceea am fost da, supărat. Pot să zic că nouă românilor ne lipsește bunul simț. Și pot să dau un exemplu, era un cuplu care și expuneau cele mai intime probleme cu voce tare. Noi acum ne retragem la cabana noastră. Și ne pregătim pentru o nouă zi de filmare, pentru că mâine urmează o comună senzațională, tot așa, de poveste. Tot de aici, din Alba, semn că județul acesta are foarte multe lecții de oferit pentru întreaga țară, exact cum am spus. Abia aștept. Așadar, nu uitați să ne lăsați un comentariu dacă v-a plăcut acest video, un like, bineînțeles, și abonați-vă dacă nu ați făcut-o deja. Pe mâine, cu noi aventuri! V-am pupat!